economia atât de repede, așa cum ne spunea și domnul Teodor Solojan și așa cum ne spune și domnul Câțu, știți, acel V despre care ne vorbește de fiecare dată? Sper că acel V să fie într-o, ca un unghi cu vârf ascuțit sau să nu se transforme într-un W. Doamnă, eu știu ce să spun, păi noi nu asistăm la nimic altceva decât la creșterea amețitoare a împrumuturilor, la creșterea amețitoare a datoriei publice. Rămânem tot pe ultimul loc în ceea ce privește colectarea TVA-ului, pentru că vorbeați de venituri la buget, și suntem pe un loc onorabil, adică penultimul din Uniunea Europeană, în ceea ce privește colectarea taxelor și impozitelor, care se fac venituri directe la bugetul de stat. Deci, dacă doamna Alexandru de Mânuță cu domnul ministru al finanțelor ar fi prezentat publicului pașii pe care dumnealor i-au în vedere, sau guvernul i-are în vedere, pentru stimularea colectărilor la bugetul de stat, ar fi fost un aspect încurajator. Mai avem, mă iertați, mai avem o informație.